Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Reprezentanții administrației locale din Bârna intenționează ca în acest an să asfalteze și ultimii kilometri de drumuri rămași nemodernizați. În total mai sunt 4,1 km, 1,8 km între Sărăzan și Botinești și 2,3 km între Botinești și Surducu Mic. În ultimii ani, pe raza comunei au mai fost modernizați alți 12 km de drumuri comunale și străzi. Lucrările la asfaltarea drumului dintre Sărăzan și Botinești vor începe cel mai probabil în circa 2 săptămâni. Urmează apoi să modernizăm și drumul către Surducu Mic, dar și o stradă de 800 de metri din Botinești și o alta de 100 de metri din același sat. Lor li se vor mai adăuga și străzile din Jurești și Sărăzani. Când vom termina aceste lucrări, în comuna Bârna nu va mai exista niciun drum neasfaltat, ne-a declarat primarul Dumitru Pecora. Orașul Făget va fi în curând beneficiarul unui impunător edificiu comercial aflat în plin centrul Făgetului, lanțul de magazine Penny. Complexul dotat cu parcări oferă cumpărătorilor condiții civilizate și să sperăm că și mărfuri pe măsură. Redăm în continuare câteva imagini de pe șantierul complexului comercial din orașul Făget. Se așteaptă inaugurarea la începutul lunii august. Acceptăm. Este un potrivit la locul. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!